însă o curiozitate, pentru că am observat că abordările sunt cumva toate axate pe oameni, dar în forme diferite. Și curiozitatea mea vine pentru Doru Bulată. Într-o lume, într-o viteză îngrozitoare, cu un pragmatism cu care ne-am și obișnuit, mai e loc totuși de empatie, de visători autentici, de toleranță, că uneori am senzația că suntem între cele două filozofii, mai romantică, mai aproape de oameni, și cealaltă pragmatică, ambele foarte utile în viața noastră de altfel. Are un microfon. A, e ok? E un buton? Putem face schimb. Acolo, gata. De scuze. Nu sunt specialist în microfoane și microfonie. Sunt un om cât se poate de simplu, născut într-un mic sat din Oltenia submontană. Principiile mele de afaceri sunt simple, vechi și puține. În primul rând, valorile etice și morale trebuie să stea la baza unei afaceri. Dar iubesc pragmatismul, admir perseverența. În cele din urmă, pentru mine, ca acționar, ca investitor, important este profitul. Profitul este cel care mișcă societatea către înainte. În ultimii 100 de ani, GDP-ul la nivel global a crescut de 7 ori. Și oamenii și capacitățile lor au crescut. Strategiile, s-a făcut un studiu care spune doar 25% din strategiile preconizate sunt îndeplinite. De ce? Fiindcă, în general, oamenii confundă viziunea cu acțiunea și calea cu execuția. În esență, Doru, stârnești deja o reacție de nemulțumire și rolul nostru de moderator. Nu, dacă îmi dai voie, ultimul lucru, companiile sunt ca oamenii. Diferența o face cultura și educația. Mulțumesc. Aliz, te rog. Aceeași întrebare, presupun. Da, am văzut că pe undeva... Da, sunt zone în care ne întâlnim, sunt zone în care nu ne întâlnim. Eu am făcut performanță fără... Nu spun că n-am fost pragmatică. Am făcut performanță ca realist creativ. Revin la leadership, totul pleacă de la vârf. E foarte bine că crește GDP-ul, este foarte bine pentru omenire că sunt profituri, pentru că se investește, reinvestește, sunt mai multe locuri de muncă, dar dacă business-ul este împotriva oamenilor și nu pentru oameni, nu va mai avea sens. Acesta este viitorul. Profitul trebuie să crească împreună cu oameni și pentru oameni. Și în tot ce am făcut am demonstrat că toate companiile pe care le-am preluat, unele de la insolvență, sunt superstaruri în țara asta și sunt populate de oameni care performează în continuare. Aș vrea înainte de toate să știu dacă există vreo întrebare din sală. Cu foarte mult curaj, ridicați mâna sus, și vocea, și sunt în două secunde lângă dumneavoastră. Bun. Până vă mai gândiți ce să întrebați, Da, probabil că au obosit. Oh, na. Așa. Da, cred că ne auzim. Eu zic să începem aici. Good morning. Do you think there's a difference between the way men lead in this country and the way women lead in this country in business? Probabil cea mai bună întrebare a zilei. A venit și microfonul. Nu.
Bun, îmi dați mie voie atunci să moderez, să spun cine? Ladies first, he said, so. The question was if are we ladies comfortable in this country as business ladies? No, no, no. Dacă femeile conduc diferit, spre deosebire de bărbați, pentru că e clar abordarea okay. diferită. Okay. Now I got it. Să răspund în română? Sau? În română pentru că toată lumea înțelege. Da, există o diferență. Managementul nu are sex. Adică managementul este management. Leadershipul la fel, este leadership. Ok, se vorbește mult despre inteligența emoțională. Da, femeile au o inteligență emoțională mai mare decât bărbații. Dar asta nu înseamnă că femeile sunt superioare. Eu cred în leadershipul spiritual. Nu în sens religios. Leadershipul spiritual rezolvă toată această dilemă pentru că este vorba despre conștiința de sine, despre ce v-am vorbit în toată prezentarea mea de astăzi, pledoaria mea pentru ființa umană și pentru om. În momentul în care avem conștiința de sine, funcționăm ca lideri, putem motiva și rezultatele se vor arăta. Te rog, Doru, și după aceea aș vrea o întrebare pentru Max, pentru Daiana. Tot din experiența mea, timp de 12 ani de zile, am fost Head of Compliance și Corporate Governance în Banca Comercială Română. Vreau să vă mărturisesc că trei colege m-au ajutat enorm de mult. Trei colege, practic, cărora le-am delegat cred că 98% din responsabilitățile mele zilnice. M-am bazat pe inteligența lor, m-am bazat pe creativitatea lor și cred că în unele domenii ne sunt superioare. În sfârșit o recunoaștere, cred că ne auzim acum. Vreau să vă întreb din sală, chiar sunt curioasă apropo de experiențele personale și pe aia trecem și la alte întrebări. Când v-a întrebat ultima oară sau când ați întrebat ca și manageri un angajat dacă e ok el cu el și cu locul de muncă? Mâna sus, cine a întrebat ultima oară, cine a fost întrebat măcar... Avem o șansă, dar... Aș zice că spre puțin. Dar asta apropo de diferența, noi femeile vrem și cerem întotdeauna mai mult. De ce vă întreb asta? Numai cu vreo săptămână, știți, am plecat de la realitate, am plecat la TVR, am fost pusă în situația în care am fost întrebată dacă sunt bine, dacă mă simt bine acolo. M-am blocat pentru prima oară în viață în fața unei femei, atenție, pentru că nu eram obișnuită să mă întrebe cineva dacă sunt bine, dacă mă simt confortabil. Cumva cred că putem găsi un mix între cele două abordări. Cred că asta ar fi varianta de compromis. Matt, putem găsi un compromis între o abordare pragmatică, bazată pe profit, pe eficiență și o abordare care pune omul în sensul nevoilor lui, al emoțiilor, al energiilor în prim plan? Că e clar că putem să mai vorbim încă două ore și să n-ajungem la un compromis. I would say yes, and what we've seen in through research and through conversation as this comfort level develops at all levels within the organization, it creates a space for this conversation. It creates a space for people feeling that there is room in the conversation for them. There is room for their ideas. There is room for them to have a voice within the organization. And as that's encouraged, you identify these new leaders, you identify these new ideas at all levels within the organization, and not simply from the typical leadership positions. Typical leadership, care de cele mai multe ori, Daiana, hai să facem așa o analiză pragmatică asupra societății românești, că totuși vorbim, iartă-mă, dacă... am sentimentul că încă în România există principiul șefului și mai puțin al liderului, al tipului care conduce după principiul Gigi Duru, îl știm cu toții, nu? Pe Gigi Duru. Tipul care vine și spune, do it my way. Și tu ca angajat ești în poziția în care să spui, da, să trăiți. Peste tot. Poate că nu putem generaliza, dar sentimentul meu e că problema e de sus, de la management. Așa este. Și aici intervine coachingul. În momentul în care poți să apreciezi și să-i oferi posibilitatea angajatului să-și exprime părerea exact așa cum este ea, el se simte auzit și atunci se simte important. Și asta este una dintre abilitățile pe care
le învățăm în formarea de coaching. Cum poți să oferi apreciere, cum poți să-l faci pe cel cu care interacționezi să se simtă ca cea mai importantă persoană. Cumva este și un exercițiu de leadership în care dacă ai în față o persoană să te gândești că acea persoană este cea mai importantă persoană pe care o ai în acel moment în fața ta și e cea mai importantă persoană din viața ta în acel moment. Și poate o invitație către toți să încercați acest exercițiu, să vedeți ce se schimbă în dinamica și în interacțiunea pe care o aveți cu persoana respectivă. Dacă mental vă gândiți că acea persoană în acel moment este cea mai importantă persoană din viața voastră. M-aș gândi, dar să fie și reciprocitate. Că aici cred că avem o problemă. Știi că se spune că este nevoie de o singură persoană pentru a se încheia un război. Și atunci invitația mea este să pornim cu noi înșine și să vedem ce se întâmplă. Și așa, o invitație la a testa. Să rezolvăm la pauza de cafea totul. Dar am să vorbesc mai tare. Întrebarea pe care aș vrea să știu este care e... Dăm voie ca reprezentant al sexului slab să-ți oferi microfonul. Să nu spui că acum nu mai... Ba da, merge. E în regulă. Aș vrea să știu abordarea voastră diferită. Pentru că ați spus atâta culturi, atâta sisteme de coaching, pentru că există această diversitate, mai ales ea se vede în diferențele culturii organizaționale. Ce este diferit între felul în care se abordează coachingul sau este abordat coachingul în zona central și este europeană, sigur în special România, și ce se întâmplă atât de diferit atunci când vorbim despre coaching, nu știu, în vestul Europei sau în Statele Unite? S-a punctat foarte bine înainte distinția dintre metodă și soluție. Există foarte multe metode de coaching și soluții customizate și personalizate și aici face coaching-ul diferența. Că noi ca și coach profesioniști învățăm, suntem educați, ne formăm în anumite metode, numai soluțiile le găsim acolo împreună cu clientul, din prezență, din... ce descoperim acolo cu ei și co-creăm acest spațiu astfel încât ei să ajungă la acea soluție care este cea mai potrivită pentru ei. Pe scurt, ce face coachingul? Merge în ritmul clientului. Noi întâlnim clientul acolo unde este și folosim aceste metode de a asculta vocea lor interioară, vedem ce este nevoie acolo și mergem în ritmul lor, acolo unde vor ei să meargă, către potențialul lor maxim, către ce e posibil și important pentru ei. Și în momentul în care ei se simt auziți, se simt importanți și automat se implică mai mult. Și în momentul în care ei sunt implicați, încep să facă lucruri și încep să-și asume responsabilități și încep să... chiar începe să le placă și să facă parte din comunitate. Și atunci lucrurile încep să se întâmple. Deci o diferențiere mai degrabă în funcție de fiecare companie în parte și în niciun caz în funcție de niște parametri naționali, de nu știu, o amprentă națională care, sigur, lasă urme și în fiecare organizație în parte. Deci o adaptare organizațională mai degrabă. O adaptare organizațională, dar în același timp ținem cont și de standarde internaționale și de un cod de etică al profesiei și este foarte important acest echilibru între hard și soft despre care s-a vorbit dimineața aceasta, pentru că într-adevăr stabilim parametrii, stabilim ce înseamnă succesul pentru fiecare companie în parte. Asta nu înseamnă că nu apelăm la partea rațională, logică și analitică. Asta nu înseamnă că renunțăm la raportări. Asta nu înseamnă că avem niște obiective pe care le stabilim cât mai măsurabile și le urmărim. Dar în același timp ne uităm și la ce e important pentru ei. Deci întotdeauna ajungem la acest echilibru. Diferența și distinția apare în partea aceasta personalizată. Cumva soluția este 100% a clientului, iar procesul este 100% al coachului. Coachul este responsabil 100% de proces,
de formă, de structură, felul în care co-creează și setează un spațiu în care clientul să-și poată exprima propriile păreri și își poate, până la urmă, realiza propriul obiectiv. O curiozitate, te rog, te rog, Adi. Nu, te rog, te rog, te rog. Bun. Curiozitatea mea era, apropo de ce ne-a povestit Aliz, ai spus la un moment dat așa, vocea interioară în ansamblul ei, e de important să o ascultăm. E important să te uiți la oamenii care fac parte din echipă și să lucrezi în special sau să-ți dorești ca toți oamenii din echipă să meargă pe ideea noi credem în acest proiect. Ce faci dacă vocea interioară a acestor oameni îți spune foarte tranșant în față, cu rezistența pe care evident o întâlnești, că ei nu cred în produs. Și tu, ca manager, trebuie să stabilești, să-i ajut să creadă. Se aude? Merge? Ok. Păi tocmai asta explicam, că nu impun nimic. Asta e frumusețea. Ai multă răbdare. Nu, nu. Am judgment. Nu impun nimic, nu impun nimic. Atâta timp cât e necesar alocăm, să ajungem la un consens. Ideile vin de la mine, vin de la ei. Dacă vă aduceți aminte de grafic, revin la realistul creativ, la leadership. Exact ce spuneai. Cu soluții, creez spațiul să fie ei înșiși, să-și valorifice talentul, ideile. Oamenii printre ei sunt și pragmatici, să știți. Sunt și mulți puturoși. Nu. Puturoșii sunt cei mai buni pe munca meticuloasă, să știți, aia nu fac greșeli. Deci eu am avut leneși care sunt cei mai tari lideri. Mă rog, ideea este că nu impui nimic din exterior, nu impui. Rolul tău este, cum am arătat acolo, culegi informațiile, analizezi, iei informații, le integrezi și la sfârșit, dacă vă aduceți aminte, în vârful săgeții scria liderul realist, creativ, intuitiv, că îmi place chestia asta, că asta sunt eu, creează noi combinații. Rolul liderului este să creeze noi combinații. Asta fac eu în mentorat. Eu apelez foarte des la coach pentru clienții mei. Eu nu sunt coach, eu sunt mentor. Mentor în sensul în care eu transfer și know-how și knowledge către antreprenori și le spun, uite, eu am întâlnit asemenea situații, le expun toate studiile de caz și ei iau de acolo ce li se potrivește, după care lucrăm pe elementele respective. Dar ca să ajungă să le implementeze strategiile pe care noi le construim, la nivel de vârf au nevoie de un coach. Am un client la Cluj care de 3 ani face coaching, dar strategia și tot ce ține de diagnoză, de business și toate cele de echilibru, hard și soft, astea le facem împreună. Și funcționăm perfect, în beneficiul clientului. Emma, avem o întrebare în spate aici, dacă mă aud în căști. Deci se pare că mă aud de la Virgin Stănescu, CSM Steaua București. Cine ține cu Rapid mâna sus? Pe riscul vostru. Sunteți puțini. Doamne ajută! Bună ziua pentru doamna Aliz. În cazul Jules Verne, comunicarea către părinți, ați făcut un assessment de ce își dorește părintele și comunicarea, bănuiesc, a fost individuală de la copil către părinte. Nu? Adică dacă este părintele unui copil este spartan, curicula nu se schimbă sau se schimbă? Curicula, bănuiesc că nu se schimbă, dar comunicarea către el este pe nevoile respectivului, nu? Conform filozofiei educaționale, pe care a fost construit pe Montessori, copilul e pe primul loc. Nu contează ce vrea părintele. Și atunci, discrepanța a venit, dacă am înțeles bine întrebarea, copilul e cel mai important și pentru profesor, și pentru școală, și pentru părinte. Problema era că părintele ori nu a fost informat corect în momentul în care am scris copilul, că ulterior am introdus interviurile cu părinții și nu selectam copilul, ci părintele, o să râdeți, pentru că dacă el nu se identifica cu filozofia școlii, nu avea de ce să-și înscrie copilul, pentru că era un calvar și pentru copil și pentru el. Deci problema, cred că asta a fost, lipsa de comunicare eficientă către părinți înainte să înscrie copilul, să înțeleagă filozofia școlii. Deci nu ar putea să fie ceva între hard și soft, să zic că hardul, domne, softul este prea mult, și trebuie să schimbăm puțin softul. Softul a fost prea mult pentru că fondatorul a fuzionat cu profesorii.
Și ăsta a fost eșecul. Nu a accentuat, apropo de hard și de pragmatism, da? Că îl am pe domnul președinte pragmatic în dreapta mea și Doru, e doar pragmatic Doru și e foarte important să fii pragmatic. El nu a reușit echilibrul despre care s-a vorbit. Ăsta e cuvântul cheie astăzi. Echilibru între interior-exterior, între soft și hard. El nu a reușit să introducă elementele hard, nu a reușit să aducă bani, era o fundație, o școală, dar costă bani, nu? Da. Și rechizitele, și profesorii. Adică nu a reușit, a fost prea soft, mă înțelegeți? Am înțeles, dar ca să revenim la copil. Copilul este, știm nevoia copilului, bănuiesc că Jules Verne știa nevoia copilului și trebuia să comunice părintelui pe limba lui, nu? Sau asta înțeleg. Intervieva părintele să vadă... În ghilimele trebuia să-i vândă filozofia școlii că și cu metodele acestea putem ajunge la miza ta centrală. Pentru că și cu metodologia noastră, copilul poate să ia medalii la nivel internațional, chiar dacă nu are teme acasă. Da, mulțumesc. Mai am o întrebare apropo de... Doru, vrei să ai un răspuns? Da, doar, te rog. Foarte puțin. Mai așa. Da, ne auzim? Aș dori să subliniez ce a spus Aliz. Cea mai dificilă... Eu am făcut așa. Pe care am avut-o vreodată, este președinte al Comitetului de Părinți într-o școală în București. Apropo de... Te rog. Sunt membru în Consiliu de Administrație. N-avem probleme cu copiii. Copiii sunt extraordinari. Sunt fantastici. N-avem probleme cu profesorii. Profesorii de bună calitate, oameni dedicați, oameni care fac enorm de mult, mult mai mult decât ne închipuim noi. Cea mai mare problemă sunt părinții. Expectațiile lor sunt atât de mari, atât de variate, încât este aproape imposibil să-i aduci la un numitor comun. Și de foarte multe ori, eșecurile personale le transferă către o instituție de învățământ. Și către copilul în sine. Întrebare, rapid, și cred că ne putem răspunde încet, încet, mai concis, tocmai pentru că ne apropiem de pauza de cafea. Vorbeați, Aliz spune la un moment dat, fără pedepse pentru copii, apropo de exemplu Jules Verne, tu spuneai, Doru, nu avem nevoie de veșnicii nemulțumiți și vreau să-l întreb pe Matt cu această ocazie, dacă măsurile coercitive în zona de management mai sunt utile sau nu prin raportare la coaching. Ce ai sfătui? Do you punish an employee if he does something wrong? Like, you know, do some things if the schedule is not correct, if the target is not achieved? Sure, and there's a it's something that doesn't go away with the introduction of coaching. Coaching is an additional layer that creates a space for these other conversations. There's a natural order that happens within an organization. There are rules that have to be followed. There are things that have to happen in order to reach the profit, which is, you know, very important for the business. But what we see as an opportunity here is engaging employees and engaging team members in new and different ways that they feel comfortable in this place, that there is less of a, if there are rules that are broken, if there are things that are happening that are not conducive to the business, we're able to identify why those are happening. We're able to work through those rather than just strictly punishing, and it's less of a punitive, don't do this again. It's more of an exploration of how can we correct this going forward within the culture. Noi în coaching numim așa teme de casă, de la o întâlnire la alta. Și atunci ce se întâmplă în momentul în care, să zicem, un client vine cu temele nefăcute? Și atunci apare această setare a cadrului în care explorăm împreună să vedem ce s-a întâmplat, care sunt motivele pentru care ce și-a propus să facă clientul nu a fost îndeplinit. Și
cumva această pedepsire, în ghilimele, se transformă în această explorare, în a vedea exact ce se întâmplă acolo, care a fost adevăratul motiv, care au fost obstacolele care au creat, de fapt, neîndeplinirea acestor teme, să zic, de casă. Bun, oricum, discuția cred că este atât de interesantă cât ar putea să continue, da, sigur, și până mâine spre finalul conferinței. Aș vrea să le mulțumim speakerilor de la acest moment.